Cred că este momentul să vedem, mai bine spus, să ne prezinte domnul Dorin Arădăvoaice un bilanț al anului, pentru că, de ce nu, la final de an, în preajma sărbătorilor de iarnă, e bine să ne gândim la lucrurile frumoase, la rezultatele sportivilor noștri. Domnule Dorin, are voi cei de fiecare dată când mă întâlnesc cu dumneavoastră. Am bucuria să aflu uh, foarte multe lucruri. Uh, nu numai în ceea ce privește strategia pe care o aveți dumneavoastră aici, împreună cu întreaga conducere a Clubului Sportiv Municipal Onești, dar și faptul că. Copiii, tinerii sportivi au uh, petrecut în această seară împreună cu dumneavoastră, împreună cu invitați special și s-au uh, bucurat de uh, rezultatele din acest an. A fost un an bun acesta pentru Clubul Sportiv Municipal Onești și după aceea vom detalia. Uh. Poți să vă spun, domnule, cu mare respect, care vi-l port dintotdeauna, pentru că sunteți un om uh, a realității și a visurilor. Deși vârsta. Ne sunt, sunt și romantic Nu avem încotro La gura să se spun multe Vreau să vă spun că anul n-a fost În primul rând a fost rău Noi ne-am înscris Așa cum ați spus pe plan strategic Într-o linie ascendentă Ascendentă Dar în același timp realistă Să nu ne Mă rog Încredem în total în statistici Dar să ținem cont de ele Dinamica asta de care vorbeam noi, ca formă de strategie piramidală, ascunde și multe lucruri care nu se văd la prima vedere. Nu poți urca în continuu. O dată. A doua problemă, schimbarea de generații trebuie să fie într-un flux continuu. Ce nu merge, se dă deoparte. Ce merge, trebuie continuat și, dacă vreți, nu că forțat, dar aduși la pretențiile internaționale. Uh, știința sportului a ajuns foarte departe. Ea nu mai poate birui singură decât ajutată de medicină, de uh, psihologie, de pedagogie, de biologie. Uh, totul pleacă de la, dacă vreți, strategia selecției, care nu mai uh, acceptă uh, compromisuri. Adică să plecăm cu oricine și să ajungem uh, nicăieri. Ori există o perspectivă certă din start, pe care noi trebuie să o valorificăm, ori dacă nu există, nu putem să o schimbăm noi. Este anacronic să dorești să faci dintr-un copil mediocru un campion mondial. Problema este că nu poți scoate campion mondial antrenori mediocri. Cu alte cuvinte, atât cum e ucenicul, cum este mentorul, trebuie să fie ucenic. Discipul trebuie să aibă în spate ucenicii care pot să să înțeleagă mai bine ca oricând că nu se poate. Cum e discipulul, este de bine și ucenicul. De-aia ne ducem, dacă vă mai țineți aminte, cu ani în urmă, fiecare își dădea copilul, vorbim în, la școli profesionale, către un muncitor sau către un specialist care să-l formeze în spiritul unui foarte bun meseriaș, indiferent de, de meserie. Acum să revenim la ale noastre. Anul 2015 este ultimul an pe traiectoria olimpică Rio de Janeiro. Să că fiecare secție și poate încununa activitatea de patru ani de ciclu cu o prezență la Jocurile Olimpice. Prezența la Jocurile Olimpice, care înainte nu era o problemă, la noi astăzi a devenit principala problemă, cu câți ne urcăm, cu câți ne urcăm în avionul de, de Rio. Dacă înainte ne-am urcat cu 200 și ceva, acum numărăm 28 și nu, nu suntem singuri, nu suntem siguri că ăștia merg pentru o treabă sau merg ca să fie acolo. Lumea sportului nu mai și poate permite, vorbesc de discipline olimpice, să abordeze zeci de discipline decât alea care au tradiție, au cu adevărat valoare și au merită investiția. Ca orice, dacă totuși am ajuns în lumea banului și a capitalismului ăsta feroce de care ne-a fost frică nouă și iată, că acum ne face zop pe toți, am ajuns și cu teama că lucrurile nu mai pot fi îndreptate. Și pereștii noastră am devenit ba irașibil, ba șeptici, ba fără speranțe, cum să spunem. Iar noi am încercat, prin strategia care o avem, să primenim permanent, să clătim lucrurile, să le primenim, să le aducem pe un făgaș încât să putem sta verticali, cu o bază sănătoasă, cu o perspectivă certă de urcare a treptelor, de la copii, la junior 3, junior 2, junior 1, tineret, seniori, cu pierderile de rigoare pe care ni le acceptăm. Clubul acesta a avut are patru secții pe care te, te bazezi, și trei secții, ca să zicem, care vin la serviciu. Când adunăm punctele, lumea nu ne înțelege. Sigur, fiecare își dă cu părerea. Adunăm ce am, ce am făcut. Secția de atletism, haltere, lupte și gimnastică are deja o cotă de pretenții care nu mai poate fi confundată. Aici ori ești la olimpiadă ori nu ești. Celălalt, tenisul, n-a fost niciodată nici la mondiale, nici la europene, nicăieri și, culmea, nici la naționale să urce pe podium. Uh, judo este o secție nouă înființată care se bazează în special pe uh, o stație pilot uh, care uh, e primul an când aduce o medalie internațională de la, Bal la Balcaniadă, vorbesc uh, uh, de pe picioarele lor. Nu mai avem nicio colaborare cu clubul sportiv școlar care ne... În jumătăția niște realități. Mai luam de acolo, adică am rămas pe picioarele noastre, ceea ce este foarte important când depinzi de tine. Mai mult, clubul sportiv școlar avea de câștigat, pentru că dumneavoastră oricum aveați aici o pregătire profesională. Era, era cum să zic, continuarea. Da. Și nu, ca să nu fie continuarea, cum să zic eu, de la până la, până la și de la, îl luam de la început. Adică era cei mai buni, erau sprijiniți și de aia și de aia ca să ajungă. Era un punct care și lua să știți, ajungerea la o vârstă de 18 ani, el pleacă din liceu, pleacă din școală și pleacă. Și adică muncim amândoi ca să-i dăm altul. Dinamo și Steaua. Aia acum nu se mai... Noi ne-am luptat să nu ne mai ducem nici Dinamo, nici Steaua și pur și simplu ne clădim pentru noi. Facultatea, vedeți că se face acum și la fără frecvență, se face și prin corespondență, dacă este... Se poate face și facultatea Rămâi aici și faci facultatea, mai ales dacă e pe, brej, pe branșa noastră. Reveni la ale noastre, că trebuie rezultatele... Asta spuneam, că dumneavoastră ați precizat de la bun început că e o chestiune a nuanțelor chiar, atât de departe a ajuns finețea în ceea ce privește strategia sportivă, și aș vrea să revenim la lucruri concrete. Și, și monitorizarea acestei strategii. Știți că ea declarată la început ca obiectiv, ca țintă, ca trend, rămâne undeva în hârtie și la urmă tragi concluziile. Și ca să fiu concret, anul acesta la, la lupte, eu nu e nevoie să mă uit pe hârtică, la lupte am plecat de la două medalii în 2005, care nu erau. Noi erau școli sportive. În jumătăți, tăiași. Anul ăsta am făcut un record. Avem uh, 30 de medalii dispuse pe toată piramida, numai a noastră, și am ajuns uh, printre primele 5 secții din România la lupte. Care lupte la unele secții au și greco-romane, și libere, și băieți, și fete. Noi avem libere și atât. Faptul ăsta că am ajuns pe un asemenea loc uh, pune întrebarea de aia și federația e aici își dorește să facă un centru olimpic aici și așa mai departe și spune întrebarea cum am uh, ieșit din anonimatul ăsta uh, cras care a fost Ei, uh, prin entuziasmul unor antrenori, prin dăruire prin scormonirea uh, împrejurimilor oneșului, uh, prin sate și comune ca să zicem așa și Dumnezeu uite că uh, reușește să uh, demonstreze, să, să ne facă să înțelegem că cine nu caută nu găsește. nu găsește. Iar cine găsește e un norocos care trebuie să-și valorifice valori ce, ce a găsit. Acest Iordache Sorin și cu cealaltă, cu Mirela, antrenorii de la, de la lupte, Într-o întrecere și autodepășire, au reușit să aducă aceste uh, 72 de puncte, care pentru noi, uh, să vă spun 13 puncte, 15 puncte, 20 de puncte, era cochetam cu ele. Ajungând la 72 de puncte, și mi-am propus ultimul an, la, la anul care vine să trecem de 100, ceea ce este un record absolut, dacă vreți, pentru toate tot, toate tot uh, angrenajul a luptelor din România. V-am început cu luptele, că e evenimentul lor în seara asta în Berzunți, alături de Bârsănești, care a dat singurul campion olimpic al României pe Bușcașu, s-a mai născut un centru. Deci două sate, nu știu dacă s-au luat la întrecere ce vor da. Unul a reușit să, să schimbe atmosfera în comuna aia. Asta și pentru faptul că primarul în primul rând este a, pasionat a, de sport, e dornic a, să facă acest lucru. Primarul n-a pornit de la el. Deci trebuie să pornească de la oameni, iar primarul să fie un uh, susținător, uh, un adept al ideii dacă e bună și să fie contribuabil la, la această mișcare. Gândiți-vă că prezența lui Răducanu aici, că nu mai vreau să vorbesc de casa. faptul că îi face, le facem o sală, faptul că ei au deja uh, copii de acolo care s-au urcat pe podium. La un moment dat, eu v-am mai spus, din, uh, la, la primul concurs au avut 10 medalii la copii, dintr-un sat. Păi dacă toate satele din România ar face o mișcare de tipul ăsta, bine, exagerăm, extrapolăm. Depășim pe chinez. Dar nu <gântu> pe <-i> chinez, <gântu> <gântu> că <-i> uităm unde ne-am lăsat hainele. <gântu -i> da, <de gântu -i> -mai. Dar este uh, o demonstrație că se poate, dacă vrei, dacă ești perseverent și dacă ai o dorință să realizezi ce ți-ai propus. Nu vreau să ajung, că o să vorbim despre lute în curând la uh, termeni elogioși. Dar faptul că am făcut acest salt Uh, să intri în topul secțiilor de lupte din țară spune mult. Halterle. Uh, faptul că v-am spus atunci copilul ăsta a făcut uh, trei recorduri europene și mai mult decât atât naționale, de cu Paul, uh, este o, uh, un, um, un strigăt că se poate și la ei. Uh, faptul că uh, am reușit să ne revenim pentru că am avut niște recorduri absolute la, la 82 de medalii la haltere uh, 431 de puncte a venit pe locul 2 în erarhia națională am coborât la puncte, dar am rămas tot pe doi. Ei, am coborât și am, am ajuns pe patru. Dacă toate ex, lucrurile astea n-au explicații și le ei ca niște tabure așa, bă, așa, asta a fost, asta este și nu vezi de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, că bă, asta e strategia. Nu este un, uh, un fix. Este o idee pe care o prelucrezi continuu, uh, contribui la îmbunătățirea ei, contribui la ceea ce ți-ai propus să ajungi. Să ajungi la Olimpiadă. Pe secțiune aș dori, o să vă rog, pe fiecare din cele patru menționate, nu? Da, hai, Sau câte? Ca să vă mai spun un lucru, nu avem seniori, ceea ce ridică o problemă. Am mai discutat o dată data trecută. Lumea spune, ce da, bă, da, nu sunt toți din Onești. Domnule, noi nu suntem un club finanțat de stat să facem mișcare la Onești. Noi suntem un club finanțat de stat să căutăm în toată țara asta, să căutăm și în tren. Când mergem să discutăm cu oameni, să căutăm peste tot și dacă îi găsim înseamnă că suntem preocupați uh, să realizăm ceea ce ne ce, de ce suntem noi înființați. Că dacă eu aș căuta numai în Onești ar putea să fiu ultimul club din România și îmi spune, băi schimbați clubul de la Onești că nu are nicio treabă că eu dorm pe ei. Lumea contestă. Bă da, copiii noștri, că v-am mai zis unul că noi plătim taxe la stat, dar noi nu suntem club ca să facem uh, și eu uh, ca o frizerie. Plătești, te tunzi, pleci și îți vezi de treabă. Aici trebuie să cauți excepții. V-am mai spus că. Mai ales că finanțarea vine de la minister, nu vine de la Consiliul Local. No, absolut, dacă... Trebuie făcută precizarea. Și mai ales cu părere de rău, trebuie să le spun uh, consilierilor locali și conducere primăriei că ar putea și ar avea posibilitatea să ajute mai mult clubul sportiv municipal. Uh, problema de adopție a unor copii, să zicem. În primul rând, că acum vreau să vă spun, ieri seară am plecat din birou uh, uh, cu o satisfacție sub, supremă, ca să spun așa. Am șase copii cei mai buni din Europa născuți în 2004, 2003, 2002. Atenție că s-a ajuns la așa exigență încât se caută, pe, sunt clasamente mondiale la vârsta asta. Ei, copiii ăștia care am găsit, nu i-am găsit că, știu, i-am căutat, că, că, mă rog, în carul cu fânacul. A fost vorba de, i-am urmărit de un an, doi și am ajuns la concluzia că rata lor de progres să presupune ceea ce caută. Pentru anul viitor sunt convins că cele 4, uh, aproape 500 de puncte care le-am obținut, culmea numai cu, cu juniori, Acum, până acum spuneam, domne, n-am uh, seniori decât unul, n-am uh, tineret decât doi. Acum vă spun că am juniori trei, mai mult decât toată țara asta la un loc. Uh, exagerând. Da. Uh, dar nici unul, uh, rețineți, nici unul uh, nu este, bal, uh, cum să spun eu, uh, fără viitor. Ei se vor elimina pe parcurs și vă, vă promit că în 2-3 ani, poate eu nu mai sunt aici, în 2-3 ani, dacă lucrurile merg normal și bine controlate, această secție va fi o surpriză fantastică, nu pentru România, pentru Europa. Rămâne acum altă problemă. Cum îi duci pe canalul acesta ghintuit spre marea performanță? Asta e problema de artă, de antrenori, de strateg de monitorizare și de susținere materială. Pentru că toată lumea, vedeți, noi am mai vorbit o chestie. Bă, antrenor foarte bun, dar nu are în spate un doctor bun, nu are în spate un uh, psiholog bun, nu are condiții de, de, de nutriție, de să de mănâncă fasole și vrea să alerge 100 de metri. Uh, adică toate astea sunt legate. Mai mult decât asta se mai dovedește și o chestie. Proștii n-ajung E nevoie să-și facă școala, să-l urmeze. să aibă obiective clare de calitate. Uh, vreau să vă spun că anul ăsta... Surpriza, cele mai multe puncte la atletism din istoria atletismului aici. Nu am internațional. Pentru că aia patru pentru Olimpiadă au deja ținte. Uh, Eu un an cu competiții mai puține. Uh, am fost la campionatele mondiale, am fost la campionatele europene, am fost la campionatele europene de tine, deci pot spune că ăștia fiecare și-au atins. Melnicescu Două recorduri naționale uh, se apropie de, de, de uh, un fost Moina, ca să spunem al Moldovei. Uh, Pănțuroiu, vicecampeană europeană de teren la Tallinn, a ajuns la. Uh, campionatele mondiale a fost aproape de finală la campionatele mondiale, a doilea rezultat la campionatele mondiale de la Beijing. Uh, uh, acest uh, terpezan, uh, record european, uh, record național la statele de 4 400, la Tallinn, uh, locul 4 în Europa. Uh, deci v-am spus deodată 3, plus Lavri, care a avut un an mai puțin fast accidentate, au avut o problemă de uh, biologică, ca să spun așa, un, o boală apărută pe parcurs, uh, tot din cauza nutriției și altor. Uh. Deci ăștia patru au ținte clare să meargă la Olimpiadă. Ac îi, spuneam, uh, îi spuneam, cu cu directorii uh, ieri, parcă, zic, dom'le, noi în 2013 am spus că vrem să mergem la Olimpiadă uh, cu din ăștia 10 care îi în primii 10 sportivi, dacă se poate chiar cu toți. Nu era bă. Dar șase se bată acum, să mergă la Olimpiadă. Patru numai la atletism. Sigur, dumneavoastră vedeți ce s-a întâmplat la gimnastică. Vedeți ce s-a întâmplat. Ne-am întors de la campionatele mondiale cu, cu tolba goală. Suntem în recalificări. O altă belea. E una să ai asigurat cu un an înainte prezența la Jocurile Olimpice, să te pregătești cu un alt plan, de o altă gândire, să abordezi augustul Olimpic în liniște. Nesiguranța că voi fi la Olimpiadă creează alte, cum să spune, sincope. Deci eu trebuie să mă dau de ceasul morții să mă calific prin aprilie, prin mai, prin martie și, pormă, în patru luni să ating alt maxim de formă, deci un maxim de formă să mă calific și peste două, trei luni să mă... alt maxim de formă ca să iau medalie. Deci lumea înțelege înțelege sau nu înțelege în ce hal suntem. Noi nu putem vorbi de sport de masă. Înțelegeți? Clubul ăsta are niște... niște pretenții sau au alții de la noi, că am putea să pretențiile noastre să fie reduse. Ne socotesc. Băi, e club de elită? Da. Ce pretenții se cere de la un club de elită? Mai mă, oferă, astăzi vorbeam cu domnul secretar al Federației, cu o liniște, să parcă oraș de pensionari, o liniște mai mare ca aici, că nu mai fume, că niciun hort, o, 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 condiții de viață, o dignă, două antrenamente pe zi la care se adaugă, dacă vreți și eu. avem niște lacune, că avem medici două antrenamente pe zi refacere plus școală că adică ai școală, n-ai de, de să te duci pe la nu știu ce baluri și pe la ce bombe Ei, faptul că sunt toate concentrate oferă și luptelor, și atletismului și gimnasticii, și celelalte discipline dis 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 olimpice posibilitatea de a face din Onești o cetate, dacă a fost până acum, pentru chimie românești, să fie o cetate a sportului. Nu pentru oamenii de aici. Pentru asta oferim agrement. Să vină să. mă rog, să. să dar pe, noi pentru performanță. Și aia v-am spus. Nu are ce că, căuta la club. Uh, sportiv care nu reprezintă un viitor, o posibilitate de asta. Că adică mama și tata, dacă dau un exemplu, au o posibilități materiale, consideră că ar putea copilul lor să vină și în sport. Iată că nu se poate decât dacă copilul, într-adevăr, îndeplinește criteriile de care îi spuneați mai devreme. Lumea pe... Lumea și Lumea l-a luat cu tare. Păi aici la Onești, nu știu dacă are din Onești un sportiv. Că ei uită. Noi suntem cu capul în Bucovina, toți. Deja e plecat antrenorul acolo, Maftei, după selecție în Bucovina. De ce? Sunt sănătoși, sunt, chiar nu spunea cineva în București, doamne, București poate face performanță. Nu e aerul poluat, e Bă, Deci căutăm o zonă în care putem crea aceste modele de campioni. Acum revenind, rezultatele din acest an depășesc rezultatele de anul trecut. Asta este important, într-o dinamică. N-aș vrea ca să, să lăsăm, totuși, secret primii 10, că toată lumea îi divulgă, încă suntem la începutul și o să facem, dacă vreți, cu ocazia fixării acestor 10, cei mai buni juniori, cei mai buni primi 10 și o să spunem speranțele olimpice, că o să încercăm să arătăm că vom fi la Olimpiadă, că un club de elită care nu are oameni la Olimpiadă, iertați-mă, înseamnă că s-a ratat ciclul la Olimpic. Că eu le-am spus și doamnei ministru și la aia dinainte și lui doamna Lipă. Considerați că ar trebui o Rearanjarea finanțărilor vis-a-vis -vis de cluburile a, sportive a, a din, de, din, rară, din România, anume. având în vedere tocmai performanțele pe care le are uh, clubul sportiv. Am o singură chestie. Uh, și săracul își chivernisește banii. Păi eu dau banii ca să, uh, să scap de ei sau îi dau ca să scot ceva? E, investiția nu mai poate fi decât uh, știți că era ca în proiectări. Păi eu îți dau banii jumate până termin lucrarea, aștept eu de de garanții, un termen de garanții și până mă dau restul banilor, dacă vă dau și mai mult dacă lucrurile ai făcut cum trebuie. Noi dăm bani înainte ca la film, ca să nu mai zic așa ar fi normal. Și iau în considerare faptul că am văzut ce eforturi face conducerea Clubului Sportiv Municipal pentru a-și desfășura activitatea într-un anumit plafon financiar asigurat de către minister. Din punctul dumneavoastră de vedere a asta era și întrebarea, considerați că ar trebui suplimentat, având în vedere ceea ce v-ați propus pentru anul a, care urmează? A, a, vă rog să mă crezi, domnul că e cu totul altceva. Adică tu care conduci, trebuie să ai tabloul exact, al, a, sau imaginea exactă, al ceea ce, a ceea ce există la ora actuală și poate va fi, fi valorificat, să nu să mergem în și ce o ieși. Cam mai la un moment dat a zis președintele Comitetului Olimpic, zice, nu se știe. O să oferim și surprize. Să un pic. Și acum el spune că s-a gândit la surprize la tenis. Că tenisul tenisul, are șansa la un dublu mix, la, eventual la uh, simplu femei, să, sau simplu dublu bă, băieți, să spunem, dacă vrea ăla să vină, mă rog, și zici, bă, dar ce modele tenisul ăla pentru Olimpiadă? Tenisul este modelul cel mai, uh, dacă vreți, cel mai parșiv. Plătesc de ea, dragi părinții, familiile și tot, fac cea mai mare evaziune fiscală din istoria sportului meu, din toate timpurile, uh, că acolo se duceau boieri. Iar uh, în notul, imediat a luat după ei. Nu se mai înhamă nimeni la o muncă de nebun, în condițiile în care uh, n-ai sâmbătă, n-ai duminică, ai cel mai mic salariu ca antrenorul 15 uh, uh, milioane, iar un profesor are 30. Dacă are câteva ore, dacă mai ieși la țară, dacă mai faci și în aveta, dacă. Și uh, pentru ce să mai fiu, să lucrez, să-mi sacrific familie, copii, uh, activitate. Ia aici unde iau banii eu la buzunar. Vine părintele bunică și cu pune bani la teșcherea la băiatul, fără chitanță. Ați ajuns în acest moment al discuției noastre la uh, acel element care, uh, uh, acel cuvânt miraculos care se cheamă motivație. Da. Motivație pentru că și motivația și nu. Și în hilimele, da. da, nu numai pentru cel care antrenează, dar mai ales pentru acești copii. Și sportivi. ei Nu primesc culmea că spune, da, dar la tenis nu le dă nimeni bani. Pe, nu le dă nimeni bani, că uh, hai să discutăm, I-am spus și lui Cireac. Eu personal la, un, hai să nu zic, congres, o adunare generală la alegeri, mi-aduc aminte, prin oameni, în, în, 2000, ceva din 98-99, așa, uh, s-au speriat toți în sală. domnul Țiriac, domnul năsăți, ce acum mi-aduc aminte, era la, la hotelul uh, din... Uh, da, da, și am zis, domnul Țiriac, domnul, sunteți copiii norocului. Tu, Ioane, fără tată, tu, uh, uh, Ilie, știi situația. Ajungeați vreodată voi în tenis, uh, fără susținere, uh, îți cumpăra cineva rachetă, aveai tu bani de minge, aveai tu bani de turnee, pe păi un copil de, de 8 ani, că, dacă vă 8-10 ani, costă la ora actuală, ca să intre în circuit, peste 400 de milioane. Vorba lui radio, că așa e în tenis, da, și internis, exact, da, m-ați adus la, la, la comicărie acum, da, da. da exact, da, Dumnezeu să-l odihnească, iar noi acum suntem contrariați că uh, deja a apărut un curent, mă, mai bine inițiez, dar nu perfecționez, adică inițierea ce înseamnă, vine copilul nu știe să nuate, vine copilul nu știe să joace tenis, vine copilul mai, eu îl aduc, îl învăț, să-mi bag banii la teșcherea, la buzunar, mai sunt și alți salariat. Eu sunt salariat la stat și fac treaba asta la vrăjeală, că îi pe toți. Iar ăștia lații care lucrează în haltere, în lupte, în... n-au nimic săraci. Cine vine să plătească să facă haltere, domn? Cine vine să plătească să facă luptă? Acum discutăm... E destul de complicat vis-a-vis -vis de acele sporturi ușoare de care vorbeam noi. Să, ăsta, să mănânce, să-i creeze talentat și el începe să uite ca, ca, un bou, în ghilimele, că trebuie să o spun și pe asta, la calul care mănâncă, să să plimbă pe pași, Noi suntem deci boi la, cu sporturile astea olimpice la chin. Ei sunt băieții cai, adresați, aranjați, țesălați. ei cum poți să ajungi în condițiile astea când... Iar statul se uită așa, cum să zic eu nici măcar ostentativ, Să uită, contemplă așa ca cu savoare ce se întâmplă și lumea asta e. Ochi okay, așa fără o țintă exactă. Noi am reușit să schimbăm, să revoluționăm niște lucruri aici. Sigur, lumea nu are cum să înțeleagă. Suntem în, deficit cu marketingul. Ia că astăzi a avut un model de marketing în care toți copiii dintr-un sat aduci aici cu Moș Crăciun în frunte, cu, Fede cu Comitetul Olimpic și așa mai departe și ei sunt surprinși acum, gândiți-vă numai la ochii surprinși de ce se poate întâmpla în viața lor. Sigur, nu toți o să iasă campioni, a zis că ne-am întrebat astăzi, care din voi va fi la toți campioni, da. dar această pornire pre ideea că voi fi campion, măcar dacă se oprește la 4-5 și do dovadă că așa credem noi că vom reuși. Același lucru, trebuie să, să înțeleagă toată lumea, că uh, nu mai putem merge înainte cu as o asemenea organizare și cu asemenea parșivenie. Banul ne-a stricat suflete, inimi, uh, tot nu mai suntem, noi în jurul banului suntem. Și cum? Că la o, o, lumină de aia se adună toate gângănile vara. Și da. Știți? În jurul lămpii suntem toți. Acolo e banul, acolo ne învârtim. Acolo e măcelăria, acolo câini, pisici, toată lumea, că mai cade ceva. Ei, în momentul ăsta, neavând o asemenea ținută de etică per, a performanții, ne ducem unde ne-am dus. Uh, revenind la, uh, la club, faptul că am obținut 400 și ceva de puncte, uh, faptul că am obținut uh, uh, aproape 80 de medalii la, la atletism punct, care punctează. Uh, va, de halterele v-am spus că uh, și acolo avem alte opțiuni și încercăm să modificăm din mers, uh, nu mai putem accepta bronzul. Gândiți-vă, de ce l-am dus scoate... Eu fac analiza acum, da? Și zic, uh, Câte puncte a adus atletismul? Aproape 500, nu știu cât. Bun. Câte puncte a adus caltele? Uh, vă spun exact halterele a adus, uh, zice, 190, că în jurul. Uh, nu, e, mint, mint. Are 213 puncte. Uh, alea care nu punctează sunt 30, uh, le-am făcut noi puncte la junior 3. Dar, mă rog, e 243 de puncte. E o treabă, 243. Atât de 600, am 800. Uh, luptele, 72. Pe păi din astea am apropiat de 1000 de puncte. Club care n-a avut niciodată peste. Cel cea mai mare înainte de a veni noi a avut odată 250 de puncte. Îl total. Și tu vii acum aproape de 1000 cu puncte. Dar lumea nu vede. Că, nu asta este. Lumea ce puncte, bă, ce e aici cu puncte? Nu poate să înțeleagă sistemul ăsta de ierarhie. Când nici nu de explici, doar, are puncte, dar nu are nimic. Rezultate și... Ei, acum, faptul că am ieșit din, din zona Aia neagră Locul 31, locul 50 Locul 71 locul... Și suntem aici în pachetul ăsta De primele 10 cluburi din România primele La locomotivă Nu în Local, vagoane total. Da, eu mă bat cu Dinamo, Dinamo are 35 de secții Mă bat cu Steaua, are 36 de puncte Eu ca la, la Dinamo Am fost și când fac socoteala Ăla 500 Și m-am dus deodată la 4000 de puncte De la fiecare secție dacă e 200 Și ai 3.000 ceva de puncte. Eu vin cu secții și mă bat cu el. La... Da. Sunteți dinamoviști, totuși învingeți dinamo la uh, câteva de secții. Ceva că îi batem la atletism, îi batem la haltere, îi batem uh, la gimnastică, nu că acum și își fac și sală, și, îi batem la atletism, îi batem la haltere, îi batem uh, la lupte. Acum, acum. Nu știu ce va fi mai... Dar văd că de steaua nu pomeniți. Nu. Pe steaua a profitat de plecarea unor oameni de acolo. Steaua a fost o... Uitați-vă numai pe, la gimnastică. La data, ăștia l-au dat afară pe, pe... Cum îl cheamă? Pe marocanul, pe... Uh... Mă rog, antrenorul, dar... Nu antrenorul. Cine era? E vorba de... de, de atentul de... Uh, Gimnastul de la serituri. Am. Deci îl dai afară tu Dinamo, că n-a primit primerea de la Beijing, mă rog, niște chestii... A, după niște criterii, oarecum... L-a luat Steaua, i-a dat grad, a fost în campionatele mondiale, medalii de argint. Deci i-a de la... -a, -a luat lui Dinamo și la care, uh, uh, cum să vă spun eu, uh, a lui, creat, crescut uh, de da, mic copil. Da, da, format, e... Sunt mai, uh, și dacă vreți, Dinamo a plecat după poziție. Eu am plecat Dinamo pe locul întâi la 1000 de puncte de, de steaua. Acum am întorc și că am avut ultima discuție cum s-a putut să coboare așa vertiginos. Sunt cauze, sunt efecte. Apropo de piramidă, când pe tine nu te interesează cei de jos, pentru că, vă mai spun un lucru, oneșul trebuie să fie mândru că cei care pleacă de, la, de la, la olimpiadă nu sunt aduși din altă parte, cum zic unii. S a să copii mici. Mici, mici, meditei. Da, da. Și în, când eu spun panțuroiul și mă uit panțuroiul, are șase ani la club aici, a adunat vreo șapte medalii la mondiale, la europene, la juniori și a ajuns la mondiale, a ajuns la europene, a a, la olimpiadă. Deci urcușul ăsta cu cine l-a făcut? Melnicescu de la Târgu Ogna, urcuș ăsta cu cine l-a făcut? Uh, Terpezan, în clasa, 3 -a, în clasa 5 -a era campion la, la, junior 3. Iar lumea nu poate să înțeleagă, eu, mine, sunt ăștia de, de colți de stradă care dau cu părerea. O echipă de fotbal uh, discutând, are uh, sportivii sportivi din Onești? Nu, dar, uh, dar, cum era înainte. Păi, deci, dar eu nu îi aduc mari făcuți, eu îi fac Problema este că nu suntem înzestați cu antenorii pe care ar trebui să-i avem, nu suntem cu numărul de antenori. Care... Deci e la capitolul organizare, stăm prost. Chiar dacă vreau, dacă am un antenor și vreau să-l împart în patru locuri, nu se poate. Și aici am revendicat eu Ministerului. Hai să vedem, să facem o, o, cum se numește, o nominalizare. Câte cluburi ai, mă, de nivelul ăsta? Șapte. Mă, la lea, șapte dau. Dar nu cluburi, că noi vorbim de cluburi. Câte secții, că i-am spus federații, noi nu lucrăm cu Ministerul. Noi lucrăm cu federație, gimnastica cu federație, altele cu adică, să sigur, înțeleg? Deci, sigur. clubul este o, o sumă de rezultate, de puncte, de medalii cumulate. Sigur că da. Haideți să, să ne gândim ce ar mai trebui completat la, să spunem, la bilanțul anului acesta. Uh, Vreau să vă spun că uh, avem un uh, excedent, uh, un număr extraordinar de mare uh, la uh, cei născuți în 99. D dacă cu copii născuți în 99 reușești să fii al treilea la club în România la atletism, gândiți-vă că aia din 99, faceți-vă mai ceocote, erau 16 ani. Da. Dacă cu aia de 16 ani tu domini atletismul românesc, că nu domină o probă, V-am dat exemplu chiar în revistă, domini sprintul, domini probele de marș, mai recent domini săriturile, adică pe undeva întrebarea este, bă, dar cum îi găsește ăsta, că bă, discuțiile au și eu, că am fost la Buștenia acum, ultima adunare generală la Redis, și... Toți întreabă, treabă, bă, dar ce noroc, care Dumnezeu scoate, mă? Nu, și am... e, nu e noroc aici, asta e greșeala pe care o pun unul, nu e noroc. Uh, uh, ceva. Uh, nu ajunge nimeni în sub bagheta mea să-și bată joc de performanță, deci pleacă înainte de a uh, de a uh, mă păcăli. Iar ce vă spun eu, uh, dacă Ăla care conduce sportul român, care înțelege mesajul ăsta, sportul cu celelalte atribute și așa mai departe, sanotrofic, de agremente, are viața lui. Noi suntem într-o zonă foarte uh, uh, spinoasă, tăioasă. Acolo nu există decât în câștigi sau pierzi. Acolo nu există decât în uh, locul 1, 2, 3. Uh, uh, învingătorul ia totul, învingătorul nu, nu ia nimic. Lumea nu poate să ne înțeleagă menirea noastră. Nu poate să înțeleagă starea în care ne găsim. Nu ne, uh, culmea ar trebui să fim uh, nu numai apreciați, dar să fim stimulați, ajutați. Pentru că aici nu există că uh, s-a întâmplat. Aici că n-am avut noroc, că uh, n-am avut o că Aici e pur și simplu știința succesului. Știința începe cu știința selecției, începe cu știința, uh, cum să zic eu, formării caracterului unui asemenea sportiv că ne lovim de alte chestii, talentat până la Dumnezeu, neglijent cu viața lui, o, e, dispare după e, ecranul stelelor. Gândiți-vă, care e, lucrați cu stele, ce înseamnă e, să tot stingi stele de-astea așa? Să le stingi tu cu mâna ta. Adică lumea să ne înțeleagă faptul că suntem în primele cluburi din România și nu spun în primele e, locul 11 adică suntem în primele cluburi din România, a fost o ambiție să batem, să devenim cel mai bun club din zona Moldovei, cu câteva secții. Gândiți-vă dacă noi am avea încă patru secții de producție a celor patru. Atletism, haltere, gimnastică și că toate nu sunt, cum să zic eu, la pretențiile care le avem. Ne, noi ne lăudăm că suntem mai buni ca alții. Iar aia, alții, uh, 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 cum să spun eu, când se compară cu relația de afară, că vorbim de internațional, restul, naționalul, e... spun, Bă, da, cum trec că ne baci și ne... Adică noi suntem într-un într război continuu cu noi, cu ea din jurul nostru, culmea uh, și cu ea care ar trebui să fie lângă noi. Deci, noi suntem niște uh, oameni singuratici, într-o luptă pe care nimeni nu ne înțelege dar tot, uh, au puterea să ne și critique culme. Ei sunt uh, tot cunoscătorii, știți, uh, specialiști. dar deci, până și paznici își dau cu părerea uh, și toată lumea știe sport. Și uh, înainte, to uh, toată, uh, și Ilie face sport, toată lumea făcea sport. Acum toată lumea știe sport, ca în agricultură. Eu bilanțul, aș vrea ca dumneavoastră să fiți un drăguț, să-mi acceptați, ca bilanțul să-l dăm uh, nu prin vorbe. Uh, suntem încă în, uh, cum să spun eu, în. Uh, uh, Finalizarea... Finalizare, că de aia ne-ați văzut cu hârțoagele astea. Nu vrem să greșim, mai ales că. Au fost foarte multe competiții. Gândiți-vă că avem, bă, numai dacă vă uitați așa, sunt bă, peste... Am mai prezentat și data 300, trecută. Ne, tre -a, ne ducem spre 300 de medalii, 300 și ceva de medalii, care au fiecare uh, uh, un punctaj, au fiecare... Uh, și nu vrem să... să că știți cum e ca la școală, că ați fost și noastre elevi și știți cum... E, uh, faptul că îi dai, pre, dai diplomă la toți, Uh, 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 Cum vedea la clasa întâi, toată lumea are o diplomă. Dacă era, clasamentul să fie foarte strict. 1, 2, 3 mai și făcând la secții, făcând la, la club, îți apare la un moment dat o chestie fantastică. Uh, Devii uh, strict. Numai cu, mă mi se pare, aici nu cu să. Are 462 de puncte. Perfect. Și mai e o chestie. Vrem să nu, ne, să nu avem în primii 10 sportivi care n-au ieșire internațională și puncte de afară. Asta este, dacă vreți, dacă fac clasamentul la mine acasă, că nevații mai prima, eu sau al doilea, copiii pe locul 3, și nu e, aici e problema. Ce ai făcut? Câte puncte ai adunat? Și mai e o treabă? Noi am avut un, un, un obiectiv, nu numai de loc, că și locul ai e parșiv, te păcălește. Avem de performanță, care spune așa, Uh, ai sărit anul trecut uh, 13,82 m, ai venit la mondialele de la Eugene pe locul 5. Mm. Uh, anul ăsta știai ca ai europenele latin, de tineret. Ce, te, ce ai propus? Locul 1, 2. Pe ce loc ai aici? 2. Uh, alt obiectiv. Să ajung la camp la campionatele mondiale la, la uh, Beijing, care mă califică la Jocurile Olimpice. Ai ajuns, da. Pe ce loc ai ieșit? Pe 13. Uh, cât ai? 14 m. Ei, ei, înseamnă că ești din grafic. N-am medalie, aici e beleaua, că n-am medalie, am scăpat de puțin finala, am medalie dincolo la tineret. Eu sunt mulțumit că la vârsta ta ți-ai luat medalia la tineret, ceea ce mi-am preconizat. Acum vine partea cealaltă, urmează obiectivul tău. Obiectivul ei este la Olimpiadă să sară pe 14, 50. 14,50 m. 14,50 m, în orice condiții, intri în finală. De acolo, la finală, nu se mai știu ce se întâmplă. Și finala este cu, cu parșiveniile ei și cu problemele. Același lucru, asta să ne înțeleagă. Noi avem cu tot o altă fabrică de, de, de mentalitate și de... Ei, acum, faptul că am făcut surprize de, de genul Melnicescu, că acum este, suntem frământați, de ce? El este acum în creta să pregătește cu un alt antrenor, nu cu al lui care l-a făcut campion și așa mai departe. Eu vreau să-mi-l aduc acasă, că n-am nevoie să-mi-l fac altul praf. Și ăla care mi l-a adus și a făcut record să lucreze cu Bogdan Constantin, așa, a nostru, și vreau să mă tragi tu federație la răspundere, că eu n-am realizat obiectivul de performanță, dar nu că mi cu ăla. Că nu ăla l-a adus aici. Deci aici sunt niște uh, lupte intrinseci. Între, între, noi și federații, între noi și uh, sunt foarte, eu nu pot să expun frământările noastre care sunt. Dar în primul rând sunt uh, lupte cu performanța, cu, cu, cu propria dumneavoastră. Zarzu a ieșit europeană cu echipa, acum căderea asta, că nu era ea să fie number acum căderea asta care s-a întâmplat la campionatele mondiale la Glasgow, uh, ne-am toți puțin pădos. Va merge acum la recalificări, e în pregătire, ne dorim să ajungă la Olimpiadă. Deci un Zarzu să ajungă la Olimpiadă, un Melnicescu să ajungă la Olimpiadă, un Terpezan să ajungă la Olimpiadă, un Panturoi să ajungă la Olimpiadă, un Lavic să ajungă la Olimpiadă. Alți 20 de copii sunt pentru campionatele mondiale de, de, de juniori, și... deci frământările noastre, istoria, cum să vă spun, eu nu pot să lipsesc o zi, că zice, că mai mai zis unul, dar dumneavoastră nu se-mi las la ora 8. Ce fac, mă? Păi eu stau până la... Am fost acum dumneavoastră... Am găsit și noi seara aici, târziu, da. Eu stau, la, eu stau la... Am fost la București acum, nici s-a terminat anul bine și au fost două concursuri deja și urmăresc pe unii care deja uh, pregătesc. Acum la Slănic sunt, uh, sunt cantonamente. La Poiana Brașov, la Slănic Moldova, uh, uh, la uh, Znagov. Uh, trebuie să te duci să-i vezi. Ca și ăsta, lumea nu înțelege mișcarea, haosul ăsta în care ne plimbăm și, și dureri le face ăștia, că nimeni nu înțelege cum se face performanța. Ce vreau eu să înțeleg că dumneavoastră sunteți unul din adepții atenți așa a urcușului ăsta că ne, ne, ne susțineți în ideea că vrem să facem din noi și gândiți-vă că sala asta care este obiectiv central acum de haltăre va fi cea mai uh, valoroasă sala de haltăre din uh, sud-estul Nu Numai asta gândiți-vă lângă ea e sala de lupte lângă ea e sala de gimnastică lângă ele există un complex cu sala de acolo cu, adică e, pur, e o țară a muților, pentru că aici trebuie să fie viață de dimineață până seara dar viața nu mai poți să o aduc la onești cu atâția pensionari și cu uh, părinți plecați cu, era un, erau, zeci de școli, erau zeci de... Și îmi rămâne acum să crezi niște centre să vorbească despre o Că ce înseamnă un centru, o competiție? Înseamnă vin oameni, uh, vin personalități, uh, vin copii, uh, crește uh, vânt ăștia în magazine, hoteluri ocupate. Adică creăm un, un um, să zicem așa, o efervescență în jurul sportului care mai acoperă din problemele pe care le, au, le are orașul. Nimeni nu va înțelege nimica din... Uh, Iată că, într-adevăr, așa este. Oneștiu are un câștig important prin ceea ce faceți dumneavoastră aici la Clubul Sportiv Municipal, numai având în vedere prestigiul acestui club și al sportivilor săi. Și desigur ne bucurăm foarte mult că suntem beneficiarii acestor lucruri care și suntem împreună în această comunitate. Uh, nu am reușit să umplem sala, sălile, la de de sălile la competițiile pe care le organizăm. Nu sunt cu bani, uh, că dacă te duci afară, e pe plătitele. Sălile sunt pline și plătești bilete. Uh, noi n-am reușit să mai umplem sălile, fie cu pensionari, fie copii din școli. Adică trebuie să facem o, o, o activitate în sensul ăsta. Uitați-vă, stadioane goale. Uh, uh, Săli goale, uh, nimeni, bazine goale, adică pur și simplu uh, e o, uh, o, indiferență crasă, adică să... marketingul e altceva, adică trebuie să ocupe cineva, să-i cheme să-i aducă, să... trebuie să dai tu să-i aduci la, la, la sală, pe pă părinți, pe pă bunici, până... adică să, să crezi în jurul acestei activități, exact ce facem și noi, vorbim, Măi, vor fi campionatele naționale de caltere, se încearcă un record mondial, adică un fel de circ, circ să zicem în da, să recunoaștem, chiar dacă spuneam eu la începutul discuției noastre că vom vorbi numai în termeni buni, pentru că buni în sensul că întotdeauna de sărbători e bine să ne gândim la ceea ce am realizat frumos. Desigur, sunt multe ne, neajunsuri în, în această. Niște, iar niște recorduri. Gândiți-vă că din recordurile atletice ale județului Bacău sunt 26 de probe clasice. 26. Fete? 26 băieți. Noi am avem 18 recorduri ale județului Bacău din întreaga activitate pe planeta asta a celor două orașe, Bacău și Onești. Deci eu, a fost o luptă între noi. Noi am adus 18 recorduri îmbunătățite. Când s-a mai pomenit așa ceva? Vorbesc numai la atletism. Da, Desigur, dar ideea de la care uh, ah, plecasem, nu, și la care vroiam să ajung eu, e faptul că, într-adevăr, participarea publicului este un pic mai uh, redusă și nu mai chiar foarte redusă, dar trebuie să avem în vedere faptul că românii noștri, oneștenii, dacă ne referim la onești, au, uh, mare parte sunt sub pragul sărăciei. Dacă nu este nu... o realitate este. și, este e adevărat, și acei mai puțini care vin se bucură din suflet pentru ceea trecima, ce face. O să facem, e greu să faci și performanță, adică cineva trebuie să ocupe, așa cum îi dai unui bătrân un bilet la spectacol și nu e niciun ban și îl chem, domne, e plăcerea noastră să vă avem în tribună și dar este o altă activitate pe care nu este greu să ne ocupăm tot noi, adică încă n-am găsit soluția... Ar trebui și o firmă de impresariat, așa, că un... să duc și public și așa uitați mai departe. Uitați-vă la meciuri în care sunt 20 de spectatori. Uitați-vă la campionate naționale de la Pitești de atletism, că au crezut că acolo să facă ravagi răf campionatul de seniori și tenere la România, sau, sau, Balcaniada, Cu șapte spectatori. Tocmai aici este paradoxul faptul că într-un oraș așa cum este Oneștiu, desigur bun pentru pregătirea sportivă așa cum spuneați, liniștit un oraș în care nu mai e poluare aici. și așa mai. Iată și lucrurile astea le putem vedea în mod pozitiv pentru că într-adevăr ajută. Vreau să vă spun pentru că suntem pe finalul discuției noastre și să vă rog în da. numele telespectatorilor noștri să transmiteți un mesaj atât pentru sportivii dumneavoastră, copiii sportivi colegii din echipa dumneavoastră un, un gând acum în prag de sărbători de iarna. Gândul începe cu din, din încăperea în care suntem. Dați puțin roată să vezi sunt, da, stau, echipamentul pe care le-am luat să le dăm de anul nou stau cutiile și în stânga și în dreapta, păi, e, 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 echipamentul care încercăm să, să le oferim în jurul pomului de Crăciun. Aceste, e, dacă spunem, tot pentru antrenamente și pentru țintele care le avem. Ce urare să, să fac tuturor care ne ascultă, ne înțeleg păsurile și eforturile? În primul rând, sănătate de fier, sănătate și în același timp e, o stare de spirit. Eu am o urare pe care n-am să o uit și uh, lucrez la o carte, uh, hai să spun, închinată mamei mele, avea o vorbă, uh, inimă bună. Inimă bună este urarea uh, în, în loc de bună ziua. Inimă bună înseamnă inimă sănătoasă și în același timp înseamnă dispunere, dispoziție bucurie, fericire când îi spui un om inimă bună trebuie să le ia pe părțile alea, partea directă mă rog concretă de sănătate și cealaltă de, de suflet și de, de, de împăcare de bucurie vreau ca în jurul pomului de Crăciun să ne simtă că suntem aproape de ei și la necazurile lor și la bucuriile lor și la starea lor de spirit iar ei la rândul lor să ne înțeleagă și nouă păsurile că și noi avem nevoie de un pom de, de, de Crăciun, că avem nevoie de uh, urările lor și de uh, uh, starea de, de spirit pe care uh, se transmite de la unii la alții, și împreună să facem din onești un centru uh, al sportului olimpic, un centru de care să vorbească aici și dincolo, așa cum Nadia Comăneci a creat această de, de uh, stare de spirit. Uh, extraordinară în jurul performanței. Să nu se uite că onești e sinonim cu un cuvânt extraordinar de frumos, a fi onest. Aș vrea ca acest, acest simbol să ne facă pe toți să fim onești, să creăm și să creăm cât mai mulți campioni. E o urare pe care aș vrea să o îmbraci așa într-un, cum într-o mare de stele și de, de fericire. Restul, să, fie, să, să ne simtă că munca noastră nu e în zadar și să ne simtă că ne chinuim, ne chinuim ca să realizăm ceva deosebit. Iată, dragi telespectatori, aceste frumoase cuvinte, uh, acum, uh, la momentul bilanțului la Clubul Sportiv Municipal Onești, și, desigur, interlocutorul nostru, un om uh, cu care uh, ne face plăcere să stăm de vorbă, aș sta cu dumneavoastră de vorbă o zi întreagă, mai ales dacă, dacă aș fi și din domeniul sportiv, aș mai fura din secretele domnului Arădăvajce. Dacă vreți să o puneți așa doru ca eu sunt, cu dorurile lui. <laughs> da, da, da. Da, foarte, foarte bine spus. Dorul, într-adevăr, uh, are un dor, dar un dor care mai ține mai dor, de da. profesionalism. Este vorba de mai am un singur dor. La, la dorul a Rădăvaici are mai multe doruri, în sensul că vine uh, în această echipă a conducerei clubului sportiv municipal cu ceea ce are mai bun din experiența sa și desigur uh, noi uh, spectatorii uh, și echipa de la televiziunea Exclusiv TV suntem tot timpul atenți la ceea ce ne spune strategul pentru că avem foarte multe lucruri de învățat nu numai dacă din domeniul acesta sportiv ci extrapolând chiar în activitatea noastră, asta însemnând muncă, perseverență criterii pasiune și, 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 pasiune și că entuziasm. ne mai spune unul ce mai, are, ce mai vrea mă a scos campione a făcut una, dom'le atât timp cât îți creezi mobiluri Uh, trenduri și dorințe și ești viu. În momentul când ești pasiv și am să mor în activitate, mi-aș mi dori să mor în activitate, înțelegeți? Iată, domnul Rădăvoaice, sunt convins, nu va dori să iese la pensie niciodată, rămâne pentru că sportul, îl menține, se vede, este încă în plină formă și desigur sunt multe lucruri care le vom afla și în anul care urmează. Și o ultimă chestie pentru cei care acum urcă în profesiune în și aleg profesiunea, iar la sfârșit de an, tot din partea mamei mele, că a fost câte, acum câteva zile ziua ei de naștere, mă rog, o altă urare, să-și aleagă meseria, ținând cont că cel mai mare lux al vieții este meseria care îți place. Să-și caute uh, atent acest lux și să ajungă uh, ca toată lumea să, fie, să trăiască într-un lux. Deci, iată, mergând la uh, și trecând la termenii tehnici de această dată, meseria este brățară de aur. Da, e, Ei, e, e, dacă este un lux, uh, da. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, să stăm de vorbă cu domnul Dorina Rădăvoaice, am stat de vorbă și cu doamna directoare și așa mai departe și invitații de la București care au venit, iată, și de la Federația de Lupte. De asemenea, a fost seara luptelor, este o seară extraordinară, vom merge împreună cu domnul Dorina Rădăvoaice să, să bem un pahar de șampanie. Până data viitoare, Eugen Ungureanu vă spune la revedere, iată un an plin, și nu uitați, dragi prieteni, veniți să mai faceți și sport, iar dacă nu puteți, dumneavoastră, cei care sunteți maturi, lăsați copiii să vină la dorin Arădăvoaice, dar numai dacă au aptitudini pentru sport. Nu, Să vină și ceilalți? Să vină cu toții, mă uh, să vină cu toții și da? Părinții și nepoții și bunici. Și toată lumea, dar să aibă puterea. Să uh, înțeleagă că dru uh, uh, ce riscuri uh, își asumă și dacă, într-adevăr, copiii lor uh, au harul. Fără har nu se poate nimic. Nu sunt, uh, mă rog, uh, religioși. Da, Trebuie să ai harul, ce să mai. Mulțumim încă o dată. Deci, până la urmă, harul este cuvântul magic, pentru că tot vorbim de uh, Crăciun și de Revelion, de cuvinte de magic. Ma magi. am aici lângă mine un mag un mag care uh, uh, vine, uh, nu de la răsărit vine, este chiar aici lângă noi și întotdeauna de dacă, răsărit, dacă doriți să spuneți bără. profesionalism în sport, spuneți Dorina Rădăvoicei și toată echipa de la Clubul Sportiv Municipal această echipă care ia și noi televiziunea exclusiv TV, nu numele dumneavoastră altele spectatorilor, le spunem la mulți ani. Vă mulțumesc încă o dată. Atel și eu aceeași urare, la mulți, mulți ani, să fim unii alături de alții.